Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Roleplay. Am văzut că vă place foarte mult și foarte mulți ați lăsat o grămadă de comentarii episodul trecut cu ce, băi, ce se întâmplă. Ei bine, a fost un vis, să zic așa, a fost cel mai urât vis pe care eu l-am avut. Și Cronos, din câte am înțeles, s-a întors și el acasă. Nu uitați acolo să apăsați butonul de like. Probabil nu vă așteptați la vis sau probabil vă așteptați că am mai făcut eu și 100 de genul. E, blan, oricum. Astăzi este o zi frumoasă și avem, sper, ca o băieții de ceva și mi chiar să facem. Vedem ce se întâmplă. Salut, Speedy! Salut! Salut, domnul Cronos! E, domnul Cronos nu prea poate să vorbească. Tocmai ce a venit de vacanță și cam răgușit. E bombardat, nu răgușit, are nasul roșu, săracul. Se vede, da. Hăi, nu ți se... Pe aceea a fost frumos acolo, Austria. Frumos? Ce să facem? Ai, aveți ceva idei? Ce să facem azi? Păi, azi ziceam să mergem undeva la munte. Știu un loc șmecher acolo, pe un pod ceva. Facem niște poze. Nu știu. Nu, hai mai bine să lăsăm podul. Să lăsăm... Nu, am și avut un vis super, super nasol cu chestia asta, deci mai bine lăsăm... Lăsăm muntele pe altă dată. E marți, am vorbit cu cineva să vindem minivanul ăsta, ce-o fi el. Să scăpăm de ea. Băiatul a zis că ne așteaptă la parcarea aia de la Roata Mare, de pe plajă. Uh-huh. Acolo ne găsim cu el. I-am zis prețul de plecare 6.000 ar fi. Și că e bine, adică arată okay. Bine mașinuța. Și nu știu, nu prea aș vrea să scad mult. Oricum, vedem și cum e persoana, că am vorbit doar la telefon cu el. Că am pus anunțul și m-a căutat imediat. Haideți să mergem. Apropo, acum lăsând roleplay-ul, mi-am găsit skin, definitiv. Și a revenit serverul, blană, forță. Acum, haideți să mergem. Cât avem? Cronos! Opa, las-o așa, dacă nu poți să vorbești, nu. Nu te chinuim. Vrei să-ți dăm o foaie și un pix? N-are cum să zic că da. Da. Ia, fă un sunet, un ceva, ne dăm noi seama. Fii atent, hai să facem așa. Pentru da, faci odată și pentru nu, faci de dori Bine? E bun. Hai că avem jumătate de rezervor, e bine. Dacă vă întrebați Cronos, nu, încă nu s-a întors din vacanță. Cronos, ce faci, mă? Simu, Cronos, ce faci? Ești bine? Da, Baca, ce face? Deci Cronos e Baca, doar că de, în lipsa lui Cronos trebuia să facem noi ceva acolo frumos. Și s-ar putea, am văzut că vă place ideea de roleplay în modul ăsta, s-ar putea să facem și un film, vedem cum ne permite timpul și să avem și un story, dacă vreți și voi să contribuiți. Mi se pare că fac pe jos stânga și ajungem. Dacă vreți să contribuiți la un film în GTA 5, lăsați acolo, nu doar faceți trafic de droguri, nu, lăsați ceva complex, ceva ca lumea, dacă vreți să facem un film, să ne ajutați cu idei, deoarece asta e problema, nu că n-am reușit să filmăm sau nu știu ce, problema e de idei, de poveste, trebuie să avem o poveste, nu poți să, ca și aia, nu poți să te joci GTA Online pe multiplayer-ul de la GTA Online să zici că e real life, e ceva de genul, adică n-ai cum, nu se îmbină, știi? Mi se pare că mai în față. Deci dacă vreți să facem un filmuleț, veniți cu idei. Dacă aveți prieteni, grupați-vă, gen bam, faceți acolo ceva șmecher. Poate și participați dacă aveți o idee super șmecheră. Aleu. Iotru, cum s-a dus și-au? Iotru. S-a dus cu Duba. Duba lui. Și cred că ar fi destul de tare să facem un film.
Ui, mai ales că avem și serverele astea acum o grămadă de mașini modate. Mi-a zis cineva, băi, nu mai sta atât de mult în first person. Ideea e că te nu prea sesizezi, zice să fiu. Că ba sunt pe ăla, ba pe ăla. Deși e puțin mai plăcut când te joci first person. Plus cu modul ăsta de FOV chiar e plăcut, e frumos. Parcarea asta aici pe dreapta, nu? Da, da, da. Dar sper să nu fie vreun lătrăuit lict ăla de negocează. Oricum prea mult nu las, că e super ok mașina, am și făcut-o recent, tot. Vopseaua. Da, păi, e nouă. Câți kilometri ai făcut ea? Da, până acum? Nu știu. Cât am făcut eu? Are 160.000. Asta aici e... Po, are... Deja asta e bișnițar de pe mașină. Aici, domn, aici. M-au zis? Acum, domn. Eu sunt. E jalic ăsta. Are cu pălărie în cap, pantalon scurt. Are pălărie, pantalon scurt. E slab cumva asta? Mașină... A, nu. E slab? Hai. Nu e. Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră m-ați contactat pentru mașină. Da. După OLX eu asta. Păi domnul, cam asta este mașina. Și a spus că prețul de pornire de 6.000, de la 6.000? Da. Păi, și mai lăsat din preț? Păi, așa. Vedem acum. Uitați-vă la mașină. Eu zic că n-avem ce să mai lăsăm. Arată bine, dar totuși. Am mai făcut la cineva înainte până să o aveți dumneavoastră sau? Pff, am primit-o cadou, domnul, nu știu să vă zic sincer. Interesant, dacă ar fi la mâna a doua, v-aș da banii pe care îi cereți. Dar nu știu acum. Mașina a fost dusă la service, revopsită, schimbate suspensiile. Păi... Păi și n-ați vrea întâi să mergem la ceva? Păi... Vă lăsați mașina aici, mergem la un suc, mai discutăm, vedeți cum merge și mașina și vedem. Haideți, urcați aici, în față. Acum vin. Oho, ce interior frumos are. Da, deci mașina e foarte curată, nu... Da. Observ. E foarte bine întreținută. Bate în joc. Și o folosim mai mult tripuri, plecăm, ne plimbăm cu ea. Pentru asta am și nevoie, că altfel rămâneam cu mersanul meu acolo. Auzi, băiatul? Un înseamnă da și doi de înseamnă nu. Ca să știți în caz. Înțeles. Știți vreo cafenea pe aici, pe aproape sau orice? Cafenea pe aproape? Și pe inginerie să fie. Parcă știam. Sau... Vrei să mergem la un magazin aici? Uitați, să ai un magazin aici și dacă e lângă ceva. Hai, domnule, stăm la magazin, ce? Pe băldură, păi, unde o pune? Țineți în față, dați așa în față. Și vă zic eu unde. Trebuia în față, cred. Da. E bine și așa. Da, vine aici. Tânga nu-i lasă așa înainte. Da. Ia, uitați cum fuge mașina, că nu v-am arătat. Da. Facem un 0-100? 0-50. Bine, hai. Ou, ce fel pleacă. Auzi, domn. La 100 pe autostradă, nu ne riscăm în oraș. Înseamnă că... Aici, mergem aici, la benzinărie, la Liviu. Mergem aici. Le-am dat numele la toți. Dacă doi ați răsit mai bine, n-ai problemă. A fost coleg cu tata. Păi și tatăl tău ca ce muncește? Păi nu știu, că nu prea dă pe acasă. E certat cu mama acum, sau un păcat, e grele, domne. Păi, ești fără pe tine, ce e el? Păi ce face de ăsta? Pleacă și el când poate. Ia să oprești fața lui puțin, să... Vorbește ceva cu el. Nu, domnule, nu promovăm aici violență. Nu, că nu-l aveam. Uitați aici. Să nu-i dau daune. Hai, seama frumos. Uitați aici. Chiar arată super mașina, îmi place. Merge bine. Ca să mai... Nu știu. Haideți să luăm aici un suc în ceva. Haideți. Trebuie să mai aruncați un ochi la mașină. Tata, așa să-mi ia și eu un suc. Crieturi. Gata.
dar ce avem aici? Fumați, domnul? Nu, nu, nu. Atunci e bine. Dar de ce așa vgriată? Acum am văzut. Ce s-a întâmplat aici? Păi nu știu, spuneți și mie. Ce s-a păi întâmplat? Nu știu, domnul, de unde vreți să știu? Păi, cum vreți să o dau așa, așa să fii pe ea? Chiar așa, stigănie. Păi, scădem puțin din preț. 5500 se face? 5500, domnul, pentru așa o zgrietură. Da, bă, da, e scumpă, domnul. 5700. 5650. 700 s-am plecat. Da, bine, hai, rămâne. Hai, noroc că am nevoie de ea. De altfel mă bate nevastă mea. Oh, am înțeles. Poți să vor puțin la bord? Vreți să mergeți puțin cu ea? Da, da. Puteți să dați o tură, doar că o să se urce tinerelul cu dumneavoastră. Cel dubios, ok. Puteți să-mi dați cheile, vă rog? Da, nu prea vă stresează că nu prea poate să vorbească de aici. Pare cam dubios și de asta. Dacă îl panicați, probabil să facă da, e ok. Are și el un motor acolo, biturba, și a plecat și el. Aveți grijă, domnul. Chiar super. Mulțumesc, hai că ne revedem în curând. Revin nimeni. Eu zic că 5700 e bine. E ok prețul, da. Da, ce zic lui mama, știi, mi-am luat un... Mi-am luat un BMW, am vândut mașina aia, v-am angajat ca ce nu știu. Mască rezervă, măi. Hai să bem un suc ceva dacă... Hai să iau și eu, dar ce au ăștia pe aici? Salsa, unde sunt suc? Aici, oh, nu, alcool, nu la... Avem aici o cola. Nu, oh, nu prea vrea cola. Tang. Tango-tang. Bă, ăsta e sufletul meu. Tango-tang. Da, tango-tang. Dăm un spray. Sprung. Ce face? Nu mai vine. Ce să dea o tură aici așa? Ha, mai așteptăm. Da. Păi au trecut deja 2 ore, stăm aici de 2 ore degeaba. Da. Păi la altul micul nu răspunde la telefon și numărul ăsta nu merge. Ce naiba facem? Poate să o fi stricat naiba geaba la mașină. Hai mă, mașina era în perfectă stare, n-avea cum să se strice așa la... Stai așa, sună telefonul. Alo, da? Alo, dacă mai vrei să-ți vezi prietenul, vină la mine abandonată. Ce mină, băi, frate, cine ești? Ce prieten? Știi tu cine sunt. Vino și azi prietenul dacă mai vrei să-l vezi. Vino la mine abandonată. Păi, Speedy. Ia arată ăștia cu număr privat. Bine abandonat. Nu e o glumă, domnule. Punte. Nu e o glumă. La auzi? Avertizez. Avertizez, nu e o glumă. Prietenul dumneavoastră va muri. Vezi, moare cel prieten. Cel blond. Bă, ăsta-i Cronos. Cu ghiozdan în spate. Băi! Zi-mă ceva și tu. Bă, ce faci, mă? Zi-mă ceva! Bă, ăsta nu glumește. Îl bate-i pe ăla acolo. Păi, zi, vede, dar orașul ăsta e plin de necuri. Prima dată chestia cu Duba, acolo îl ia pe Cronos, ce n-ai... Stai, i-am închis ăsta. Bă, ce facem, mă? Mă mai... Nu, se... Ia-mă repede, un taxi, facem ceva, nu știu, mergem direct acolo. Ce taxi, mă, vin încă? Domnul, avem și noi nevoie de mașina asta, rapid, vă rog eu. Se poate? Ce, domnul? Am nevoie de mașină, rapid. A fost răpit un prieten. Dacă vă puteți da jos, vă aducem înapoi, nu-i problemă. Bine. Dar garanție că o să-mi o aduceți? Vă promit, domnul, nu-i problemă. Haideți... Nu, dați-ne un număr de telefon, ceva. Nu știu. Hai, mă, ce faci? Haideți, domnul, că ne grăbim, ce naiba. Haideți, domnule. Mulțumesc frumos! Vă sunăm când e! Hai mă, tăi mă pur! Da. Hai că domnul a fost înțelegător. Mina, cred că știu unde e. De mai. Pești pe aproape trebuie să fie.
Chiar nu știu zona, n-am mai fost niciodată pe aici. Nu, no, știu, undeva pe dreapta acum, trebuie să vin un drum de pământ. Cred că după podul ăsta la altul. Nu știu nici eu, da, uite, uite aici. Ce n-ai... Adică, cât i-am furjat mașina băiatului. Ai luat numărul lui, da? Da, da. Ok. Uite, aici. Aici este. Aici? Da, aici e. Haide jos să vedem care-i treaba. Bă, i-a căzut spoilerul băiatului. Păi că... A, stai. Nu-i problemă. Plătim noi. Aici, ce că... E naiba asta. Eu omul ăla vrea ca noi să intrăm aici. Și închis, nu ai pe unde să intri, cred că. Bă, îmi sună telefonul, e pe ăsta pe care răspunde. Alo, da? Alo, unde ești? Bă, la intrare, cred, dar e închis. Trebuie să intrăm aici? Logic, dacă mai vrei să desprezi în viață, trebuie să intri. Păi, el e bine sau? Taci, mă! Hai să taci. Bă, da, nu-l bate, ce n-ai, bă? Păi... Taci, m-am zis! Băi, vrei, dar mai nebun în asta, dacă... Hai mai repede, dacă vrei să-l vezi. O să intrăm, dacă o să intrăm, lasă-l în pace. Lasă, lasă. Taci, am zis. Păi, Speedy, ce facem? Intrăm aici? Păi, cum intrăm, că nu vezi că e blocat? Păi, ridicăm asta de aici, nu cred că ar fi mare chestie, dacă punem amândoi mâna pe aia. Ia, punem mâna pe aia. Hai. Lași, da? Lași. 3, 2, 1, și... Și. Așa. Hai că a mers bine. Da. Ai lanternă la tine? Da. Mamă, e pezna aici. Nu. Nu știu. Cred că se cunoștea cronoscul ăla să iei cea farsă, că n-are. Păi, nu prea pare. Nu cred că la farsă îl bătea. Adică... Da. Sragodin nu poate să vorbească. Mamă, e chiar ajuns pe muntătorul locul ăsta. Nu.